Această rubrică vă este oferită de Sanador. Că tot am vorbit puțin mai devreme despre caniculă, despre temperaturi ridicate, persoanele care suferă de boli cardiace sunt predispuse la insolații în perioada verii. De altfel, oricine stă prea mult la soare poate suferi neplăceri precum arsurile solare sau acutizarea unor probleme ale pielii. Despre urgențele de sezon spune mai multe doctorul Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Pentru început, ne interesează care sunt principalele urgențe determinate de temperaturile ridicate. Temperaturile ridicate sunt un factor de mediu redutabil pentru capacitatea de adaptare a organismului la asemenea injurii, iar depășirea capacității de adaptare a organismului la acest mediu ostil este cea care determină și problemele de sănătate și mai ales pe cele de urgență. Mediul cald, mediul înconjurător cu temperatură ridicată, este o provocare pentru organism, în sensul că acesta va trebui să, într-un asemenea mediu, va trebui să elimine o cantitate de căldură mare și dacă acest lucru nu e posibil, atunci apar problemele. Care sunt urgențele principale? Ele sunt legate tocmai de creșterea temperaturii la nivelul organismului în general. Fazele, ale bolii de temperatură ridicată sunt progresive, de la forme ușoare până la cele chiar foarte grave. În condiții de temperatură crescută pot apărea crampe musculare, mai ales la oamenii care fac eforturi fizice într-un mediu cald, la temperatură ridicată, dar aceste simptome ușoare pot progresa către deshidratare extremă, pot merge până la convulsii, pot merge până la creșterea frecvenței cardiace, pot merge chiar și până la abolirea stării de conștiință în ceea ce înseamnă șocul hipertermic. Evident, creșterea temperaturii corpului. Aceste probleme, probleme de adaptare a organismului într-un asemenea mediu cald se accentuează sau sunt mai important resimțite de către cei care nu se pot adapta prin mecanismele de termoreglare la aceste temperaturi, și aceste urgențe sunt mai frecvente la pacienții cu vârstă ridicată, peste 60 de ani, la pacienții cu probleme cardiovasculare, la pacienții cu boli respiratorii și la pacienții diabetici. Când aceste simptome apar mult mai frecvent, iar efectele lor sunt mult mai importante decât la oamenii sănătoși. Domnule doctor, ce recomandări aveți pentru cei care se expun la soare, mai mult decât este cazul? Evident că e vorba despre o problemă educativă. Prevenția e valabilă și eficientă în majoritatea sau în aproape toate bolile. În situația de față e de știut că pacienții care au asemenea manifestări, asemenea boli cronice despre care am amintit, mai ales dumnealor, trebuie să evite desfășurarea activității sau chiar să stea într-un asemenea mediu. Trebuie să evite deplasările, trebuie să evite expunerile la soare în perioadele calde. Trebuie să-și urmeze tratamentul bolilor cronice și să fie avizați asupra faptului că boala lor se poate agrava în asemenea condiții. Arsurile solare predispun la cancer de piele? Arsurile solare sunt una din manifestările expunerii la temperaturi ridicate, dar aici e vorba nu neapărat de mediul cald, ci e vorba de acțiunea unor tipuri de radiație asupra pielii, iar unele dintre acestea pot provoca sau pot fi un factor de risc pentru cancerul de piele. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile aduse la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc. O zi bună!
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.